Ministru Teodorovici m-a anunțat că astăzi se poate semna în baza programului operațional sectorial creșterea competitivității economice acest contract privind Polul Național de Competitivitate și că vor fi beneficiari privați peste 100 de milioane de lei participarea din fonduri europene. Eu am vrut să fiu prezent și o să-mi cer scuze, o să stau doar câteva minute, dar mergem și la alte activități, din două motive. În primul rând, pentru că inevitabil când mergem, vizităm, stăm de vorbă în țară, mergem în general către companiile foarte mari, companii multinaționale sau naționale, cum a fost aici la Timișoara, cu un număr foarte mare de angajați. E într-un fel natural că mergem la acest nivel, însă rețeaua adevărată de dezvoltare economică a României nu poate să se bazeze doar pe companii mari, doar pe investiții mari, ci și pe întreprinderi mici și mijlocii, pe proiecte de acest gen. Și din acest punct de vedere am vrut să dau un mesaj foarte clar că nu doar companiile cele mai mari contează, ci toți cei care creează locuri de muncă, care accesează fonduri europene, care fac investiții, merită sprijiniți. În al doilea rând, nu obosesc să repet faptul că dintre toate uriașele probleme pe care le-am avut cu programele operaționale sectoriale blocate, cel mai greu și cel mai dificil a fost post-CCE. Cred, unde-i doamna director? Câte erau? 16.000 de dosare nedeschise, nu? 16.000 de dosare la care lucraseră firme private, investiseră bani, munciseră și nimeni nici măcar nu le deschisese, nici măcar nu se ridicase, se desfăcuse plicul sau biblioraftul. Ori eu n-am fost așa de optimist, cum au fost domnul ministru Teodorovici, echipa domniei sale, și când mi-au dat vestea bună anul trecut că s-a deblocat programul operațional sectorial creșterea competitivității economice, ultimul program, de fapt, pe care l-am deblocat, m-am bucurat foarte mult. Acum, dacă văd că se și folosesc banii, că merg înainte proiectele, nu pot decât să spun că sunt foarte bucuros. Cred că activitatea și cooperarea cu agențiile de dezvoltare regională e foarte importantă și, de altfel, pentru 2014-2020, dacă putem să învățăm din greșelile noastre să nu le mai repetăm, asta înseamnă că vom putea să depunem de la început proiecte, capacitatea administrativă este categoric schimbată și îmi doresc ca, alături de accesarea fondurilor europene, folosind mijloacele legislative pe care le-am pus la dispoziție, scutirea de impozit a profitului reinvestit, scăderea contribuțiilor de asigurări sociale, să putem să fim într-adevăr un pol de competitivitate la nivel național chiar. În cazul de față e vorba de polul regional, însă eu cred că România devine un pol de competitivitate la nivel național, poate să fie competitivă pe piața europeană și pe piața mondială și îmi doresc un singur lucru, ca de acum încolo proiectele depuse de firme private, cum se întâmplă și astăzi, să nu mai stea niciodată blocate ani de zile pe la autorități de management sau pe la cine știe ce instituții publice și să folosim banii europeni, care sunt banii noștri, de fapt, și pe care i-am irosit sau i-am lăsat neutilizați în acești ani. Vreau să urez mult succes tuturor beneficiarilor, vreau să cer autorităților publice să aibă grijă să nu se mai întâmple ceea ce a fost în urmă cu câțiva ani și să vă urez tuturor succes.